faptul că cei din familia noastră extinsă, mă refer, părinții și așa mai departe, atât de impresionați au fost de povestea noastră de dragoste, pentru că toți, apropo de ce ziceai cu educația, e complicat, știi? Pentru, și pentru o mamă, și pentru mama mea, și pentru, știi? Da. Chiar vreau să te întreb ce s-a întâmplat cu părinții. Părinții... Cum v-au judecat și ei, privind puțin din afară tot tăvălugul ăsta mediatic? Da. Gândește-te că eu eram un copil de nota 10 și părinții mei erau părinți de un copil de nota 10 din orașul meu natal. Și au făcut fata lor în București și acolo. Care s-a dus la facultate, care nu știu ce. Uite, și cum scriu după aia ziarele. Nu știu ce, înțelegi? Nu era simplu. Nu era simplu, poate, nici pentru părinții lui Mădălin, care deja era o persoană consacrată, cunoscută și cu o carieră pe culmi, da? Însă niciodată nu a existat, nici din partea părinților lui, nici din partea părinților. Deci iubirea noastră și chimia și tot, deci ea a amuțit. Nu-i așa? Mi-amintesc și acum, așa cum am venit să plâng, că nu mai avem pe tatăl lui Mădălin, care a fost un om extraordinar, care când m-am dus prima oară la Vâlcea, că e din Vâlcea Mădălin, m-am dus la ei. Când ieșim noi din cameră, l-am găsit săracu, măsura tocul la pantofi să vadă cât are. Dar bine, dar eu nu sunt genul, nu știu ce-i sapărul lui. Dar de ce? Eu nu sunt genul de o fată foarte înaltă, sunt de statură medie. Și l-a surprins Mădălin și zice, ce faci, tată? Și că voiam să văd dacă datorită tocurilor sau are ea picioarele atât de lungi, dar nu știu ce-i sapărul. Era foarte funny el, că era, avea simțul umorului. Dar eu nu sunt genul, nu știu ce-i s-a părut. O fi fost îmbrăcată, că eu sunt de statură medie, adică nu l-ai impresionat, vezi? A văzut o fată cu picioare lungi. Da, nu știu, a fost foarte. De asta vreau să zic, am fost primită cu căldură și din parte, adică nu a fost nimic. Deci practic tu ai avut șocul a fost pe o parte, dar balanța s-a echilibrat cu această dragoste și această acceptare și această încredere din toată familia extinsă, adică nu doar cu copiii. Copiii n-a fost absolut nicio problemă, adică dimpotrivă. Thank you.